Ce este un portofoliu? Resursă educațională pentru clasa 5-a la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală. Portofoliul este o colecție sau o galerie bine organizată care poate conține documente sau produse obținute în urma activității tale. Bineînțeles că în portofoliul personal de învățare vei așeza cele mai reprezentative elemente, de exemplu, Fișe sau produse ale activității care evidențiază performanțele sau progresele obținute de tine în diferite domenii sau alte elemente, cum sunt diplome, certificate, care sublinează talentele, interesele și aptitudinile tale, adică ceea ce îți place și știi să faci foarte bine. Portofoliul personal de învățare se realizează treptat, progresiv, într-o perioadă mai lungă de timp. Având posibilitatea să-l revizuiești și să-l îmbunătățești permanent. Un astfel de portofoliu poate fi în format fizic, cuprinzând o serie de hârtii așezate într-o mapă, care pot fi răsfoite la nevoie, sau poate fi în format electronic, digital, putând fi vizualizat și accesat online. Acest termen nu este folosit doar la școală. Ce îți sugerează aceste imagini? O serie de persoane cum sunt arhitecții, artiștii, pictorii, fotografii, designerii de haine sau de interior dețin portofolii personale cu ajutorul cărora își prezintă activitatea. Ai văzut vreodată un astfel de portofoliu? Dacă da, ce te-a impresionat la el? Dacă în cazul acestor persoane, portofoliul poate conține imagini cu produse ale activității lor sau chiar produse expuse, în cazul tău, în calitate de elev, portofoliul va conține dovezile care prezintă realizările tale și rezultatele învățării, dovezile pe care tu le consideri reprezentative în urma parcursului tău școlar. Toate aceste elemente pot fi atât de la activitățile școlare, cât și de la cele extrașcolare. Portofoliul mai poate conține alte rezultate obținute în urma unor experiențe individuale de învățare, cum ar fi fotografii cu un pom plantat de tine sau cu o mâncare pregătită de tine. Ce ar mai putea conține portofoliul tău? Notează și alte produse pe care ai putea să le așezi în colecția ta. Îți amintesc că portofoliul poate fi realizat pentru fiecare disciplină. De exemplu, pentru a evalua progresul tău la geografie, doamna profesoară îți poate solicita să realizezi un portofoliu care va conține doar rezultatele activității tale la această disciplină. Fișe de lucru, hărți, teste, fotografii, proiecte sau alte dovezi ale învățării tale la disciplina geografie. De ce crezi că este important un astfel de portofoliu de învățare? Care este utilitatea lui? La ce te poate ajuta pe tine sau pe ceilalți? Oprește prezentarea până vei găsi mai multe răspunsuri la această întrebare. Notați răspunsurile voastre pe tablă. Iată la ce răspunsuri m-am gândit eu. Care dintre cele notate pe tablă sunt comune cu ceea ce notez eu? Portofoliul. Îl ajută pe elev să fie mai organizat. Elementele pe care le vei așeza în portofoliu vor fi cele pe care le alegi sau le selectezi ca fiind cele mai reprezentative și interesante dovezi care arată implicarea ta în activitățile de învățare. Îți recomand să fii și creativ în organizarea elementelor din portofoliu. Astfel, poți să le așezi conținuturile pe diferite categorii. Le poți pune etichete sau separatoare colorate. Un alt avantaj este faptul că portofoliul îmbunătățește rezultatele învățării. Autoevaluarea sau evaluarea de către profesor sau părinte a elementelor din portofoliul de învățare poate fi motivantă pentru tine, încurajându-te să obții și la activitățile următoare rezultate mai bune, care să arate progresul tău în învățare. Pe baza portofoliului, profesorul poate să evalueze progresul în învățare al elevului, poate să-și dea seama care sunt cunoștințele asimilate, adică ce cunoștințe ți-ai însușit, profesorul poate observa cum folosești și aplici aceste cunoștințe în alte activități pe care le desfășori. Portofoliul oferă posibilitatea autoevaluării adică poți să-ți faci tu o evaluare privind propria activitate, observând și analizând progresul pe care le-ai realizat sau dificultățile pe care le-ai depășit. Părinții observă realizările copiilor cu ajutorul portofoliului. Ei pot să te aprecieze pentru rezultatele tale și te pot îndruma să-ți revizuiești sau să-ți îmbunătățești anumite aspecte importante pentru evoluția ta. Te rog acum să te gândești la o activitate pe care ai desfășurat-o la școală sau acasă și care la acel moment ai considerat-o o reușită a ta, adică un succes. Poate să fie implicarea ta într o activitate de voluntariat, rezultatul tău la un concurs, faptul că ai reușit să înveți să noți sau să-ți surprinzi familia cu ceea ce ai gătit. Notează pe o foaie, fără să ți scrii numele, un text de câteva rânduri. În care să descrii succesul tău, surprinzând pașii pe care i-ai parcurs pentru a-l obține. Oprește prezentarea până vei finaliza sarcina. După ce ai finalizat textul, pune foaia scrisă într-un plic și așează-l pe catedră. Dirigintele tău va amesteca plicurile, va extrage pe rând câte unul, va citi textul de pe foaia din interior. Iar elevii prezenți vor identifica numele persoanei care a scris acel text. În felul acesta, vei afla lucruri noi despre colegii tăi, despre lucrurile pe care știu să le facă sau despre ceea ce le place să facă. La finalul orei, îți poți lua textul scris de tine pentru a-l adăuga în portofoliul personal de învățare. În resursa Portofoliul personal, vei găsi informații despre cum îți poți realiza acest produs care conține rezultate importante pentru tine.